bucur mai degrabă noi pentru cei care nu știu, că se zvonește că acest sezon 4 este ultimul sezon din chapter 3. Ne pregătim pentru chapter 4. Știu că probabil sună ciudat și nu vrei să mă crezi, dar sunt teoriile jucătorilor care se confruntă cu adevărul și care sunt confirmate de leakeri destul de cunoscuți în Fortnite-ului. În această fotografie ne arată faptul că Roma efectiv se va extinde, o chestie care este 100% identică cu sezonul în care Cube Queen a preluat controlul asupra mapei și, dacă mai țineți bine minte, cuburile s-au extins pe hartă și au dominat toată harta, așa că cel mai probabil și cu Chroma se întâmplă același lucru. Codename-ul mapei s-ar numi Asteria. Celelalte cosmetice a lui The Herald seamănă izbitor cu ale lui Cube Queen. Oamenii speculează că Herald ar fi sora lui Cube Queen. Dar cea mai interesantă chestie este postarea făcută de Fortnite în ziua sezonului cu textul "For now it's paradise" și emoticonul care este întors invers și care ar putea să ne confirme faptul că mapa s-ar putea reîntoarce înapoi. Încă nu știm dacă va fi tot chapter 2, mapa din chapter 2 sau nu. Așa că acest emoticon întors, atât mie că și celor de pe din intermediul de lumea Fortnite-ului, de bănuit că mapa se va întoarce și că The Seven va trebui să lucreze la o tactică ca mapa să se reîntoarcă sau destabilizeze Zero Point-ul. În momentul de față, Paradigm încearcă să comunice cu noi din realitatea ei pentru a ne ajuta pe noi ca să scăpăm de Chroma. V-am spus, și 7 trebuie găsiți, ne ajute să ieși să scăpăm de această Chroma, așa că cel mai probabil Chapter 4 va veni cât de curând. Nu există o limită de sezoane pentru un anumit chapter. Iar denumirea de Herald vine de la o persoană sau un lucru potrivit ca un semn că ceva este clar să se întâmple. După cum bine v-am spus, cosmeticele lui The Herald seamănă izbitor cu ale lui Cube Queen. Nu vreau să fie o coincidență, dar se pare că îi și că detaliile vin curând. Nu uita de un like și distribui acest clip și prietenilor pasionați de Fortnite, pentru că voi reveni cu informații și detalii legate de noul sezon și noul chapter, pe care tocmai am aflat că urmează nou chapter. Încă sunt aceste chestii la stadiul de informații și leak-uri. Vor deveni valide în momentul în care o să se vorbească din ce în ce mai mult despre Chapter 4.